Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Mavromati din Botoșani organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager al unității sanitare. Concursul se va desfășura în două etape. Prima etapă prevede verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă care este eliminatorie, iar a doua se referă la susținerea publică și la evaluarea proiectului de management. Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Județean de Urgență Mavromati din Botoșani sau în sistem electronic la adresa de e-mail spitalaron@spitalulmavromati.ro. Dosarele se depun până pe data de 25 martie, ora 15. Candidații nemulțumiți vor putea depune contestație până pe 29 martie, ora 12. Rezultatele selecției dosarelor în urma soluționării contestațiilor vor fi afișate pe 1 aprilie, ora 15. Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului în perioada 23 februarie-22 martie, în intervalul orar 10-12, sub îndrumarea directorului medical al spitalului, pentru a se informa cu privire la problemele de interes în elaborarea proiectului de management. Susținerea proiectului de management se face în plenul comisiei de concurs, în ședință publică pe 8 aprilie la ora 10. Afișarea rezultatelor în urma desfășurării probei referitoare la susținerea publică și evaluarea proiectului de management se afișează la sediul spitalului și se publică concomitent pe pagina de internet a spitalului pe 9 aprilie, până la ora 12. Contestațiile pot fi depuse în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, adică până pe 10 aprilie, ora 12. Rezultatele finale vor fi afișate pe 12 sau 15 aprilie, până în ora 12.